Bună și bine! Am aici pregătită cafeaua. De fapt, nu e cafea, e cappuccino, pentru că mie nu-mi place cafeaua. Nu m-am trezit nici eu acum foarte mult timp. Și puțin răgușită. De ce oare? Oricum. Bună și bine v-am regăsit astăzi cu un nou clip. Astăzi vreau să vă arăt cum arată rutina mea de machiaj de zi de zi. Ce folosesc, pentru că nu de fiecare dată mă machiez atât de mult. Uneori mă machiez și mai puțin, uneori nu mă machiez deloc, dar în zilele în care vreau totuși să mă machiez să arăt prezentabil, asta este ceea ce fac. Așa că haideți să vă arăt machiajul meu de zi. Ok, prima oară încep sau nu cu un primer. Astăzi, haideți să vă arăt cu primer. Sau de fapt nu, chiar îmi pun primer. Evident, produsele variază, atât fondul de ten cât și primerul. Pudra mai variază. Astăzi îl folosesc pe cel Baby Skin de la Maybelline. Nu că mi-ar plăcea sau că aș vedea vreo diferență, dar trebuie să-l și folosesc, nu? Cine știe, poate am să mă îndrăgostesc de el. Și îl aplic începând cu zona T. I-am mai apoi pe tot tenul. A, da, am uitat să spun că mi-am pus cremă de protecție solară și anume Aven Cleanance sau Cleanance sau mă rog, cu SPF 30. Mă gândesc să fac un clip despre îngrijirea corpului, despre cum îmi îngrijesc eu corpul, ce produse folosesc, cum le folosesc și vreau să includ și despre protecția solară pentru că am mai multe de spus decât faptul că trebuie să dai cu protecție solară. Am mai multe de spus decât atât. Apoi, fondul de ten. Astăzi îl voi folosi pe cel de la Rimmel. Lasting Finish, 25 de ore, SPF 20, în nuanța 100 Ivory. Sigur, ați mai văzut fondul ăsta de ten. Eu l-am văzut la DM, era redus de la 40 ceva de lei la 30 și am zis, hai să-l cumpăr. Dar mi-am luat țeapa vieții pentru că la Auchan este 27 de lei. Deci mereu când vedeți, dacă aveți și Auchan și DM în orașul vostru, vă recomand să... Dacă vedeți ceva la DM, să vă uitați mai întâi la celelalte magazine, pentru că de obicei la DM produsele de machiaj, de îngrijire, geluri, duș, etc. sunt mult mai scumpe. Nu cu mult, 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 dar sunt mai scumpe decât în hipermarketuri. Și îl voi aplica folosind burețelul de la EcoTools, care, na, e puțin pătat, dar asta e. N-aș ști să vă zic dacă îmi place sau nu. Pentru mine, dacă n-am avut o experiență neplăcută cu el prima oară, înseamnă că e bun, nu? Adică e ok. Are și un parfum. E interesant. A, și cercei în caz că vă plac. Sunt de la CNA. Eu sunt efectiv topită după genul ăsta de cercei care au o biluță mare în spate și ceva în față, o biluță oricum mai mică în față sau ceva. Deci am o tonă. Am început de la 1 pentru că mie îmi plăceau super, super mult cerceii aceia. De fapt, sunt niște imitații după un model de la Dior, Tribals sau Tribales. Sau cum vreți să vă spune, dar cred că Tribals numesc. Și modelul clasic este cu perluță albă. Perluță albă mare în spate și perluță mai mică albă în față. Și sunt vreo 200 de euro cercei ăia. Și am văzut că au apărut și la noi la CNA. A apărut și modelul acela, imitația pe cel clasic. Și categoric, mi-am luat pe ăia și de acolo a degenerat. Și mi-am mai luat încă... Nu știu, să am vreo 10 perechi? Nu știu. Cred că... Nu știu dacă mai multe sau mai puține. Nu i-am numărat, sincer, chiar nu i-am numărat, dar am o grămadă. Vedeți că acoperirea spune că e mare. Bine, eu am aplicat și cu burețelul.
Cu pensula categoric ar fi fost o acoperire mai mare, însă mie nu-mi place zi de zi să am așa ca o peliculă pe ten și de aceea prefer o acoperire mai, o uniformizare, ca să fiu mai precisă. Trecem la corector, iluminare și contur. Astăzi am să folosesc Maybelline Anti-HD Eraser. Dacă nu folosesc ăsta, folosesc corectorul de la Fit Me, pe care însă îl am într-o nuanță 10, care e prea închis pentru nuanța mea de ten. Relativ ca... Nu, e cam ca nuanța mea de ten, a tenului. Și trebuie neapărat să pun un corector mult mai deschis după și efectul este puțin mai încărcat. Pe când dacă vreau să mă dau doar cu un strat, să am un aspect mai natural, să spunem, mă dau doar cu acesta. Acum nu-l blenduiesc, rămân așa frumușică tot și vin cu sticul de contur. Știu că am vorbit acum 1000 de clipuri, că regret că am cumpărat acest stick. Sincer, am descoperit o modalitate de a-l aplica care nu absorbe atât de mult produs și anume cu pensula. Dă! Pentru că eu l-aplicam cu burețelul și nu mai rămâneam cu nimic. E fain, e enervant că e partea asta, vedeți cât de distorsionat e. Deci, conturul e folosit o grămadă, iar partea de iluminare nu prea. Dar ce să-i faci? Hai să mă și dau în timp ce vă vorbesc. Cred că pot să fac treaba asta. Deci, revin deasupra. Și conturul este în regulă. Am văzut că a apărut un stick de contur de la Rimmel. Aș vrea să-l încerc. Ăsta este în jur de 40 de lei. Și e ok, dar mă enervează că se mai amestecă uneori culorile. Vreau să fac culoarea deschisă și mă murdăresc din greșeală cu închis și tot așa. Dar da, pentru toată ziua aleg să folosesc un contur cremă pentru că este mult mai natural, oferă un aspect mult mai natural decât conturul pudră. Mă enervează că mi-am uitat la Cluj pensula mare de fond de ten cu care amestecam conturul, însă hai să vedem dacă mă descurc relativ ok cu aceasta mică. Este o pensulă de corector de la Real Techniques. Nu știu dacă am să mă descurc, dar hai să vedem. Da, nu prea mă descurc. Așadar, voi folosi burețelul. Și încep prima oară cu părțile deschise. Vedeți că eu când mă machiez îmi întorc capul pe toate părțile și așa vă recomand și vouă să faceți ca să vedeți din toate luminile, din toate unghiurile, unde mai trebuie blenduit, unde poate n-ați dat suficient și toate alea. Și acum vin cu un iluminator lichid, de asemenea, pentru că v-am spus, îmi plac mai mult cele lichide când vreau un machiaj mai natural, și anume Becca Opal. E singurul meu iluminator lichid de altfel. Pe toată fața voi folosi pudra Fit Me de la Maybelline în nuanța 128 Nude. Pentru toată fața este bună pudra asta, în schimb pentru zona de sub ochi este puțin cam închisă. Și de aceea folosesc pudra Arsemei No Color Powder, dar doar pentru zona de sub ochi, că în rest mă descurc foarte bine cu pudra asta. O pensulă mică de la e.l.f. Vedeți foarte bine atât pleapa cât și sub ochi. Mai beau niște ceai.
De mărimea capului meu. Aici am acum ceai licii, care e un ceai alb. Și teoretic, din câte știu eu, cel mai puternic ceai. Ok, trecem la ochișori. Pentru ochi, astăzi vreau să vă arăt o paletuță care pe mine m-a uimit. Și anume această paletuță de la Miss Sporty. Designer All-in-One Palette. Este extrem de ieftin, am văzut-o la DM, cam 15 lei este. Și de ce îmi place atât de mult? Foarte simplu. Pentru că, într-adevăr, este All-in-One. Eu sunt genul de persoană care îi place foarte mult să se dea cu fard maro în loc de tuș, de multe ori, pentru că este mai soft. Iar aici ai o nuanță de tranziție cu subton rece. Ai o nuanță de iluminare, o nuanță de fard. Pe asta nu prea folosesc culoarea asta, nu știu, un fel de... Ar trebui să fie un auriu, cred, dar nu prea folosesc așa de mult. Aici, teoretic, ai o culoare de bază, un iluminator, dar pe astea două nu prea le folosesc. Ce folosesc foarte mult este iluminatorul, fardul negru, crema aceasta Maroon Kiss și asta. De ce zic că îmi place foarte mult? După cum spuneam, mie îmi place să mă dau cu maro și ca bază pentru acel maro, care este acesta, pun acest fard. Nu acest fard, această cremă maro în Kiss și arată super bine. Când trebuie să mai plec undeva pentru o noapte sau ceva de genul ăsta, îmi iau paletuța asta și a doua zi, spre exemplu, trebuie să merg la facultate și îmi iau asta și știu că am cu ce să mă machiez. Nu trebuie să mai iau tuș, nu trebuie să mai iau, bine, iluminator, în fine. Dar este o paletă foarte, foarte versatil. Iau această nuanță și o trec în pliu. Nu insist foarte mult cu această culoare. Nu vreau să am nu știu ce fel de machiaj intens. Vreau pur și simplu așa o umbră. Pentru mine este suficient. S-ar putea pe cameră să nu se vadă deloc. Însă, v-am spus, o umbră vreau. Acum trecem să vă arăt cum folosesc crema și produsul și pudra aceea închisă cu o pensulă unghiulară. Sper să nu cazi. Așa, stați să mă dau puțin mai aproape să vedeți. Mă tot vedeți cu oglinda asta. Asta este un bronzer de la Sephora și are o oglindă imensă. Trec pensula pe aici. Într-adevăr, dacă lași un astfel de produs cremă singur pe pleoapă, s-ar putea să curgă, s-ar putea să se ducă în alte părți, dar în momentul în care îl setezi, stă acolo, n-ai o treabă. Dau foarte aproape de linia genelor. Și o mică codiță, nu-i perfectă, dar o voi corecta eu. Îmi place să fac acest lucru și fără produsul cremă de dedesubt, doar cu un simplu fard maro, însă așa rezistă mult mai bine, evident. Acum șterg puțin pensula de cremă și revin cu produsul pudră. Și prima oară setez așa, ca și cum aș da cu... aș seta un fond de ten. Iar apoi, puteți face mișcarea asta așa, încât să dea așa un efect mai smoky. Nu întotdeauna fac codițele atât de mari, însă dacă așa au ieșit acum, așa am să le las. Și mă dau cu rimel, L'Oreal Estetic, evident. Cât se usucă rimelul de sus, revin cu puțin fard pe pleapa de jos. Tot acesta. Cu acest capăt de la pensula de la Anastasia Beverly. Luminează-mă! Iar acum sprâncenuțele. Oh, my heart is in Havana, na-na. He took me back to East Atlanta, na-na-na.
Half of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na, na. Am uitat să vă spun că folosesc Deep Brow Pomade de la Anastasia Beverly Hills. Nu știu ce a fost asta, dar... Și vedeți că eu pun, v-am mai spus, pun produsul în căpăcel și de aici îl pun pe sprâncene. Pentru că dacă le iau direct din... din tub, o să fie, nu o să fie frumos. Ce să mai cânt? Și revin cu un gel de sprâncene. Ăsta de la Essence, Make Me Brow, în nuanța Blondie Brows. Brows, brow. Trebuie de să mă duc, a, trebuie să mă dau cu roșu. Și pentru rujuleț, creionul Golden Rose în nuanța 504 deasupra Can de la NYX Soft Matte Lip Cream. Iar apoi în mijloc dau puțin cu acest ruj mat de la Miss Sporty, care surprinzător rezistă super bine. Și e doar 12 lei. Și cam asta este tot, așa arată machiajul meu în zilele în care vreau să arăt bine și sper că vă place. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult de vizionare. În cutița cu descrieri găsiți link-uri către Instagram-ul meu, link-ul către Instagram-ul meu, unde vă invit să mă urmăriți. Eu vă mulțumesc din nou, din nou, din nou foarte mult, mă repet, da, știu. Și ne revedem în următorul clip. Eu vă pup! Mua!